voi aveți o platformă de e-commerce, din ce vezi la clienții voștri? Ce crește cel mai mult acum? Ce scade? Care sunt sectoarele creștere și cele mai afectate, să spunem, de contextul actual de piață? Efectiv, ca și verticale. Noi cumva, apropo de cei 18-20 și așa mai departe de ani fiecare de-i avem în business, respectiv în online, am văzut multe industrie apărând. Noi am început când exista doar ITNCU în online și se vendeau calculatoare și cam atât. În rest, exista fax și nimeni nu avea nevoie nici de mail, nici de site-uri de prezentare, nimic. Și de la vizionarii care au început, nu? Acum 18 ani, să facă primele magazine online cu laptopuri calculatoare, ulterior am zis, mă, fashion-ul este următorul. Toată lumea, nu, n-ai nicio șansă că omul vrea să mă probeze, să măsoare, să pună mâna. Nu, cât de repede și frumos a crescut fashion-ul. Apoi a existat momentul pharma în e-commerce, în momentul în care s-a schimbat și legislația și a permis vânzarea de OTC-uri. Pharma în e-commerce, nu ai nevoie de doamna farmacist, un astfel de domeniu. Nu, este un public țintă, îmbătrânit, pacienții se duc și așa mai departe. Nu e adevărat. A avut o creștere de peste 2000% de când s-a schimbat și legislația și ne mai vorbim de ce s-a întâmplat odată cu pandemia. Ce vedem noi acum, Ioana, ca și, nu știu, așa, dacă vrei, un fel de Mama Omida style în previziuni de următoarele industrii care abia acum se cristalizează și se pun bazele lor în online, ar fi tot ce înseamnă FMCG. Asta deja am simțit-o atât din pandemie, când omul s-a obișnuit să comande și pătrunjel și cartofi și așa mai departe în e-commerce. Și evident că se adaugă și celelalte produse pe care nu vrei să le cari tu acasă. Iar următoarele ar fi materialele de construcții, pentru că din nou există trendul în care vrem să plecăm de la apartament, ne mutăm la țară și de ce să umbli cu cifa sau să umbli cu, să-ți aduci cărămida, să-ți aduci, orice alte decorațiuni, grădină și așa mai departe. Deci materiale de construcții DIY-ul ar mai fi o verticală foarte importantă de dezvoltare, atât la nivel B2C, când vorbim de omul care fuge din oraș, cât și la nivel de B2B. Și cred că agro, adică putem să mergem chiar la nivelul în care agricultura, care beneficiază și ea de tot felul de fonduri, finanțări și așa mai departe, ar fi o industrie capabilă să ajungă un pol de dezvoltare în e-commerce. Cu condiția, desigur, că avem din nou aceiași vizionari de acum 20 de ani care au început să vândă calculatoare. Deci cam acolo cred că se îndreaptă e-commerce-ul românesc. Iar apropo de tema panelului, magazin propriu, marketplace și mai departe, practic către voi vin cei care vor să aibă propriul magazin online. Aveți o creștere în zona aceasta de cerere pentru crearea de magazine proprii? O, da. Să luăm, în primul rând, am spus omnichannel când încă nu exista cuvântul ăsta în România. Beneficiind de a fi lucrat în corporații care își lua seva din America cu trendurile de acolo, acum 20 de ani se vorbea deja de tot ce înseamnă multi-channel și apoi, odată cu creșterea capacităților tehnologice, s-a ajuns la ideea de omnichannel. Uite, 20 de ani mai târziu spun același lucru și din nou întrebarea cu una sau cealaltă, nu există. Există o companie care are mai multe canale de vânzare. Nu are niciun sens să renunți sau să din start să spui eu nu am nicio șansă să vând pe Facebook pentru că sunt B2B. Wrong. Eu nu am nicio șansă să vând pe LinkedIn, pentru că acolo sunt doar de angajare. Eu vreau să vând doar în offline, pentru că online-ul mă costă prea mult. În momentul în care, în primul rând, a venit pandemia, să zicem asta, și foarte multe magazine mari, business-uri tradiționale, inclusiv și din B2C și din B2B, s-au trezit că nu își pot, nu? Comercializa produsele. Imaginează-ți un retailer cu 5 magazine mall-uri, toate mall-urile închise. Ce faci? Și tu n-ai site, n-ai nimic. Sau ești un B2B
Și agenții tăi nu mai au voie să circule prin țară cu catalogele lor de produse, nu? În portbagaj și să-i arate băcăniei micului revânzător de nu știu ce locație să-și aleagă el produsele din catalog. No, în momentul respectiv, anul de grație 2020, noi munceam în jur de 12-14 ore pe zi făcând magazine online, pentru că aia era cererea. Multe dintre magazine au fost făcute pe genunchi, nu neapărat de către noi, pentru că, că ale noastre sunt un pic mai complexe și la noi și vin business-urile cu nevoi complexe. Însă era clar că orice companie își dorea ieri să fie avut un site. Noi le-am spus de alți 15 ani înainte, dar nu ne-au crezut. Și atunci, hai pe repede, ne facem un site-uleț, să începem să vindem. Ce am observat în acești 2 ani e că în sfârșit au înțeles, au început să adune know-how, experiență de ce înseamnă să faci o livrare, ce înseamnă să faci un colet, să confirmi o comandă, că ai nevoie de integrare cu softul de gestiune, ca să nu vizi cioara de pe gard, să vinzi ce chiar ai în depozit. E, și toate aspectele astea acumulate au dus la ideea că trebuie să investim serios, trebuie să acordăm online-ului la fel de multă importanță ca oricărui alt canal de vânzare din cadrul companiei noastre. Dacă în magazinul fizic faci curat, pui la raft, pui bannere, nu ți-l deschizi într-un vârf de munte, ci într-o stradă circulată și așa mai departe, cam aceleași logici, doar că prin alte metode, se întâmplă și în e-commerce și trebuie să știi să le faci pe toate. Și atunci răspunsul, ca să ajung și la un răspuns cât de cât coerent, e vorba doar de omnichannel, ai nevoie cu siguranță de marketplace-uri. Pentru multe business-uri asta a fost salvarea, o listare foarte rapidă într-un marketplace, iar comisioanele pe care le percep marketplace-urile sunt similare cu costurile de achiziție de clienți sau de generare de comenzi din alte canale de promovare. Că vorbim de Facebook, că vorbim de Google Ads, comisiunea este similar cu costul de achiziție. Diferența din punctul nostru de vedere, avantaje și dezavantaje, canalele sunt diferite, este că marketplace-ul îți dă vânzare, asta îți generează, cumva aia a fost șansa ta de a mișca marfa din depozit, iar propriul magazin online îți dă recurență, îți dă clientul. Clientul devine al tău. La marketplace, evident, fidelizare. Clientul este al marketplace. În cazul tău, cât în propriul magazin, e vorba de fidelizare și de recurență. Recurența ce ar însemna? Că tu ai generat o comandă, o primă comandă, prin marketplace sau prin Facebook sau prin orice altceva. S-ar putea comisioanele sau costul de generare a comenzii respective să fie mai mari decât marja ta de profit pentru comanda respectivă. Ce faci, apropo de care este investiția în fiecare canal și că nu sunt profitabile și trebuie să le închizi? E, în momentul în care tu ți-ai adus clientul și cu același cost inițial de achiziție client, tu îl mai faci prin toate celelalte strategii ale tale să revină și să mai plaseze o dată, de două ori, preferabil de 3-4, în același an, înseamnă că acel cost de achiziție se împarte la numărul de comenzi, apoi se împarte la toată viața, lifetime value of a customer, la toată colaborarea ta. Trebuie să ai încredere în potențial. Poftim? Să ai încredere în potențial. Nu știu dacă e încredere în potențial până la urmă. E vorba de strategie de fidelizare. Până nu ajungem la conștientizarea că dacă nu ai această recurență și fidelizarea clientului, nu ai cum să fii profitabil. Deci, mai întâi înțelegem asta, punem asta ca și KPI, apoi înțelegem ce înseamnă lifetime value of a customer și tot PNL-ul îl bazăm pe ce vom face noi cu acei clienți pe care îi achiziționăm, uneori mult prea scump, până în momentul ăla noi nu vom avea niciun fel de profitabilitate. Iar clientul este omnicanal, clientul este pe toate canalele, nu poți ignora un canal, clientul e peste tot. El are și telefon, trece și prin magazinul fizic, lucrează și cu revânzătorii și așa mai departe. Ok, mulțumesc.